Autoritățile locale împreună cu garnizoana Sibiu și Arhiepiscopia Sibiului au organizat astăzi mai multe manifestări de comemorare a eroilor Revoluției din decembrie 1989. La fiecare monument închinat eroilor din orașul Sibiu au fost oficiate slujbe de pomenire și au fost organizate evenimente comemorative, toate acestea culminând cu manifestarea organizată în fața Casei de Cultură a sindicatelor. La monumentul închinat eroilor Revoluției din fața Centrului Cultural Ion Besoiu, slujba de pomenire a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Ierarhul a vorbit cu această ocazie despre rememorarea faptelor celor care și-au dat viața pentru câștigarea libertății de care se bucură acum poporul român. De fiecare dată când venim la acest loc, la acest monument, ne amintim de ceea ce s-a petrecut atunci. Atunci când nu ne-am dat seama, de fapt, ce urmează să fie și mai ales n-am cunoscut consecințele și urmările acestor mișcări revoluționare, în momentul în care am aflat de numele lor și numele lor sunt înscrise în ceruri, emoția profundă și mai ales recunoștința ne obligă de fiecare dată să ne aplecăm în fața lor, să rugăm pe bunul Dumnezeu să le odihnească sufletele cu drepții între sfinți, pentru că eroii și-au câștigat mai mult decât putem să ne câștigăm noi, dându-ne viața în mod obișnuit. S-au jertfit și jertfa lor Dumnezeu va pune în seamă, iar noi suntem obligați, suntem datori, cu o datorie de conștiință, să-i pomenim cu drag și să ne gândim la ei. Și mai ales să ne rugăm și ca Dumnezeu să ocrotească și pe cei care au rămas după ei, pentru că mulți din familiile lor au plecat după ei. Ceremonia a continuat cu depunerea coroanelor de flori pregătite de autorități și de asociațiile de revoluționari din Sibiu. La final, un cuvânt comemorativ a rostit comandantul comenduirii garnizoanei Sibiu. Trebuie să le acordăm atenția cuvenită și respectul cuvenit și revoluționarilor și familiilor celor care și-au sacrificat viața pentru libertatea noastră. Este greu să empatizez cu cei care au pierdut pe cineva drag în Revoluție, dar e și mai greu să fii în situația dumnealor. Trebuie să ne ajutăm reciproc, fiecare cu ce poate. Schimbarea pentru o lume mai bună și pentru o viață mai bună începe cu noi. Tot astăzi, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a fost invitat la ședința Consiliului Județean Sibiu cu ocazia Zilei Eroilor Revoluției. La început, ierarhul a rostit o rugăciune în prezența reprezentanților și angajaților instituției administrative județene, precum și a prefectului județului Sibiu. După ce junii Sibiului i-au colindat pe cei prezenți, părintele mitropolit a adresat un cuvânt de binecuvântare. Vă mărturisesc că am așteptat, nu în virtutea unei tradiții, ci cu drag și cu multă bucurie să ne întâlnim, să ajungem în momentul în care îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce a trecut, pentru tot ceea ce am realizat, mult sau puțin, dar de la El toate sunt bune și în același timp să mulțumim și celor cu care colaborăm, cu care viețuim. Pentru că suntem acum în perioada aceasta când ne pregătim de marele praznic al nașterii Domnului. Nu este altceva decât un dar pe care Dumnezeu Tatăl l-a făcut omenirii prin Fiul Său. E un dar atât de apropiat ființe umane, vieții noastre, pentru că l-a făcut prin intermediul unei femei, a Maicii Domnului. Și bucuria pe care ne-o transmite cerul, iubirea pe care o transmite Tatăl, o transmite prin intermediul iubirii materne. Pentru că primim așa de multe daruri, suntem obligați să mulțumim, să fim recunoscători. Cu această ocazie, președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Câmpean, a mulțumit pentru proiectul comun cu Arhiepiscopia Sibiului, prin care a fost oferit un acoperiș deasupra capului pentru 14 familii defavorizate.